În perioada 12-15 ianuarie va avea loc la Târgu Mureș prima ediție a Cupei Transilvania la basket pentru copii. Competiția organizată de Sport Life și BC Gladius se va disputa la două categorii de vârstă, mini basket și baby basket, doar la băieți. La start se vor alinia peste 150 de copii, reprezentând 12 cluburi din 5 județe, împreună cu invitați. Aceștia vor face spectacol în sălile gimnaziului Romulus Guga, Mihai Viteazul și sala sporturilor din orașul Reședința de Județ. Partidele sunt programate dimineața, iar festivitatea de premiere va avea loc duminică la ora 12 în sala sporturilor. Primele trei echipe de la fiecare categorie de vârstă vor primi diplome, trofee, medalii și echipament sportiv.